Moldova, președintele Parlamentului Republicii Moldova, excelență sa, domnul Marian Lupu. Viceprim-ministru Eugen Carpov. Și acum, dacă îmi permiteți, dați-mi voie să-i dau cuvântul rectorul Universității de Stat Ilie Corusă, domnului profesor, doctor habilitat în filologie, Gheorghe Popa. Stimate domnule președinte al țării, președinte al Parlamentului, Marian Lupu, stimate domnule vicepreministru Eugen Carpov, stimați colegi, dragi studenți, onorată asistență, mă văd mai mult decât obligat, oferindu-mi se posibilitatea să cuvintez în fața celor care au decis să devină pedagogi, economiști, juriști, în fața celor care au decis să modeleze spirite, caractere, au decis în ultima instanță să formeze oameni. Vârsta universității noastre, modestă la scara istoriei mari, se încarcă însă an de an de noblețea căutărilor creatoare și mai ales a împlinirii. Cu alte cuvinte, vârsta nu înseamnă totul pentru o instituție de învățământ, dar nici nu este de neglijat, deoarece în timp, în timp de cei 65 de ani, s-au adunat experiență, am depășit incertitudini, s-au cumpărat mai multe de realizări. Astfel, în prezent, Complexul Universitar Vâlcean include 8 facultăți și 2 instituții preuniversitare, Colegiul Pedagogic Ion Creangă și Liceul Teoretic Ion Creangă. Onorată conducere a Universității de Stat din Vâlci, stimați reprezentanți ai corpului didactic, dragi studenți, masteranți, doctoranți, întâi și întâi de toate, permiteți-mi cu toată sinceritatea și deschiderea să vă felicit cu această zi marcantă, ziua care marchează debutul anului de studii 2011-2012 și tot aici aș vrea să mulțumesc onorată conducere a Universității pentru invitația care mi-a fost înaintată și iată că sunt aici, o onorez cu cea mai mare plăcere, fiindcă, într-adevăr, plăcerea este una deosebită. Și vă spun sincer că încerc niște sentimente absolut particulare, fiind de fiecare dată la Vâlci, la Universitatea de aici. Sunt mai multe motive pentru asemenea sentimente. Întâi de toate, e faptul că aici, la această universitate, au studiat părinții mei, ca mai apoi să muncească în calitate de profesor. Mă leagă foarte mult cu instituția pe care aveți onoarea și cinstea, dragii mei studenți, să o reprezentați. De la mână, Universitatea din Vâlci mereu a fost un etalon al calității studiilor superioare și a sistemului de învățământ superior din Republica Moldova. Este o școală cu foarte bune tradiții, cu tradiții istorice. Este o școală care mereu a fost un exemplu pentru multe, multe alte universități și instituții de învățământ superior din Republica Moldova. Iată de ce, în cuvântul meu scurt, laconic, de salut, de îndrumare, aș veni cu câteva mesaje. Întâi de toate, pentru voi, cei prezenți din sală și pe această cale, pentru toți colegii dumneavoastră, studenții, cei care au venit la anul întâi, bun venit la această școală deosebită, fiindcă ați avut șansă și veți avea șansa în continuare să studiați aici, la Universitatea din Vâlci, și pe această cale să vă formați un sigur ca profesioniști excelenți, dotați cu cele mai bune și cele mai contemporane cunoștințe. Pentru cei care vor absolvi anul
viitor, oricum în cadrul acestui an de studiu, 2011-2012. Fie că este vorba de absolvenții la ciclul 1, fie că este vorba de masteranți absolvenți la ciclul 2, multă baftă, succes și să aveți parte în continuare de o carieră profesională excelentă pe care o veți forma bazată pe acele cunoștințe pe care vi le-a dat Alma Mater. Pentru ultimații reprezentanți ai corpului didactic, ați fost mereu, de-a lungul deceniilor, și sunteți în continuare, o mândrie a pedagogiei naționale, ați dus mereu înalt faima, drapelul Universității de Stat din Bălți și vreau să vă rog să continuați de aceeași manieră și mai departe pentru a fi mândria sistemului educației învățământul superior din Republica Moldova. Cred că zilele acestea mai rămâneți unii din voi sau poate mare majoritate cu inerția vacanțelor, este firesc să nu vă speriați. La toți așa a fost. Toate generațiile, prima săptămână, a doua, sunt săptămâni de ajustare, de acomodare. Dar mai departe, am o rugăminte pentru dumneavoastră, a menționat-o și stimatul domnul rector. Fiți dornici de carte. Nu abordați subiectul studiilor dumneavoastră ca o simplă formalitate. Fiindcă doar devenind adevărat specialiști, specialiști cu studii superioare, intelectuali, fiindcă școala superioară vine să dea nu doar cunoștințe specifice, dar vine să vă ofere și un larg orizont de cunoștințe și de cultură generală. De asemenea, care formând elita societății, intelectualitatea, avem nevoie de noi elite în acest sens. Țara are nevoie de specialiști buni. Deveniți acești specialiști buni ca la rândul dumneavoastră, mai departe, să determinați viitorul țării pe care o reprezentăm toți împreună. Și cu acest prilej vorbind despre țară, voi profita de această ocazie pentru a vă aduce personal mesajul de felicitare cu prilejul acelor 20 de ani de la proclamarea independenței statului suveran Republica Moldova. Haideți să-l construim împreună, acest stat european și democratic. Să fie într-un ceas bun, dragii mei, la mai mult și la mai mare și multă bani. Un mesaj. Dragi studenți, stimați profesori, domnule președinte, onorată asistență. În numele Uniunii Studenților de Bălți, vă felicit cu ocazia marcării unui nou an de studii. Drumul nostru împreună este drumul cunoștinței și al autocunoștinței. Pe acest drum ne angajăm împreună studenți și profesori. Locul binecuvântat în care ne desfășurăm activitatea este Universitatea Alecului Sor din Bălți. În Universitate, dragi studenți, aflați lucruri noi, vă lărgiți orizontul, dobândiți noi deprinderi, învățați, să învățați, dar și să priviți în voi înșivă pentru a descoperi ce vreți de la viață și cum anume să dobândiți lucrurile dorite. Acest este necesar să înțelegeți un adevăr cunoscut, anume că trebuie să învățați nu atât pentru universitate, cât mai ales pentru viață. Dumneavoastră, lectorii, le sunteți studenților alături, le sunteți călăuze și prieteni la care studenții pot apela ori de câte ori au nevoie. Universitatea în care învățați este un legaj de prestigiu, pentru că de-a lungul timpului și-a câștigat un loc de frunte în învățământul național. A fi astăzi student la Universitatea de Stat Alecului Sor din Bălți este o cinste, dar și o responsabilitate. Cinstea de a fi între cei buni,
responsabilitatea de a fi la înălțimea exigențelor și de a duce mai departe bunul nume al universității noastre. Nu mă îndoiesc că toți veți face acest lucru. Adresez tuturor celor de față urele noastre de succes, împliniri pe drumul cunoașterii. Vă mulțumesc! În anii de studenție, rețeleam posibilitatea să activați și diferite organizații obștești studențești. Stimați profesori și studenți, astăzi este o zi foarte importantă pentru toți noi. Astăzi se începe un nou capitol în viața noastră. Aș vrea să vă doresc succes. Pentru studenții în cursul 1, acumularea noilor cunoștințe și avântarea spre noi înălțimi.